Vremea nefavorabilă nu a stricat planurile românilor de 1 mai. Aproximativ 40.000 de persoane au ajuns pe litoralul românesc și în acest an Mamaia și Vama Veche s-au aflat în topul preferințelor. Ne-am ridicat la gradul de ocupare așteptat și la numărul de turiști. Eu sper că după ce se trage linie și la veniturile așteptate, dar la nivelul litoralului a fost un 1 mai peste așteptări. În sâmbăta, imediat după ziua de 1 mai, gradul de ocupare a fost chiar mai mare decât vineri și ne-am îndreptat spre 95%, ca să nu spun capacitare totală, pentru că mai sunt câteva proprietăți care nu sunt chiar la standard și nu au atins 100%. Foarte bun gradul de ocupare și numărul de turiști a avut disponibilitate să cheltuie din bugetele alocate pentru această mini-vacanță de 1 mai. Spre surprinderea hotelierilor, un număr semnificativ de turiști s-a îndreptat și către stațiunile din sud. Turiștii au ales locurile de cazare de 3 și 4 stele, iar ca o noutate, cei mai mulți au rămas la mare mai mult de 2 nopți. S-au ocupat foarte bine chiar stațiuni care până acum nu aveau un istoric pentru acest pachet, și anume Eforie Nord, chiar și Eforie Sud, și în Costinești au fost tineri. Au fost atinse toate nișele de clientelă, atât nișa de family în stațiuni cum este Eforie, nișe de tineri sau de pe partea de corporate care își doresc un sejur altfel, care au ales Vama Veche. Și, bineînțeles, știm cu toții cei care vin în Mamaia, iar Mamaia oferă posibilități de entertainment, de distracții și de petrecere a vacanței pentru toate nișele. Majoritatea turiștilor care au ajuns la mare sunt tineri. Aceștia au ales litoralul datorită posibilităților de distracție disponibile aici.